Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Gorj Obiectiv, alături de mine în studio este domnul Robert Bugă, fost candidat la alegerile parlamentare. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră, invitația mea de a participa la această emisiune. Tare mult țin să cunosc opinia dumneavoastră vis-a-vis de ceea ce se petrece în momentul de față în plan politic. Vedem oameni din nou în stradă, domnule Bugă, dar întrebarea mea foarte directă la dumneavoastră este: sunt aceiași oameni care au ieșit în stradă în iarna anului 2017 sau nemulțumiții sunt alții? Intrăm direct în problemele cu care ne confruntăm. Și când vorbim de nemulțumiți, ne referim la oameni care protestează. Impresia mea în momentul ăsta este că protestează împotriva tuturor măsurilor luate în ultima perioadă de guvernul României. Bun, referitor la prima întrebare, eu cred că sunt o mică parte, o frântură din cei care au fost și în ianuarie, parcă la protestele împotriva ordonanței 13. Din punctul meu de vedere, atunci a fost o emulație mult mai mare, mult mai bine promovată de cine a avut interes pentru așa ceva. Iar acum sunt oameni care s-au obișnuit cu protestele, pentru că am văzut fețe cunoscute. Eu în trecut participam și la tot felul de mișcări din acestea de stradă. Din curiozitate sau convins de... Nu, convins. Chiar convins. Adică, nu știu, la colectiv nu aveam nevoie de nimic altceva. Nimic altceva, da. De niciun îndemn. Și înainte, la nefericitul accident al polițistului cu Gabriel Oprea, am multe la activ, mă rog, și sunt fețe pe care le cunosc, le-am văzut și la Parlament acolo, sunt foarte mulți care provocă, adică am văzut un incident cu un deputat de la PSD, sigur, nici omul ăla n-a procedat ca lumea, dar nu pot să sari în fața... A fost provocat? Așa mi s-a părut. Adică au sărit în fața mașinii și au început să... E adevărat că aceste mișcări de stradă au luat o întorsătură nefericită. Deja au devenit acțiuni cu violență. Nu, dau un pic spre victime, anarhie și da? În primul rând decredibilizează oamenii care vor să protesteze cu adevărat pentru o cauză. Pentru că dacă noi doi mergem până la protestatarii care sunt acum în stradă și întrebăm exact punctual pentru ce nu protestează, știu. Habar nu au. Vorbesc de legile justiției. Puneți pe oricare dintre ei să vă spună punctual, mă, care modificare legislativă, da, ce punct te deranjează pe tine. Vorbim de manipulare? Vorbim de manipulare, vorbim de o încercare de a fi presiune tot timpul în țară, pentru că se apropie două alegeri foarte importante, și cele europarlamentare și mai ales cele prezidențiale, și în țară nu trebuie să fie liniște. Sigur, cel mai mare zgomot și cea mai mare dezordine o fac tocmai cei care sunt la conducere și ar trebui să asigure un echilibru și o liniște în societate. Adică PSD-ALDE? Bineînțeles. Ei în ce fel sunt implicați în toate aceste manifestări? Păi în aceste manifestări, în primul rând, sunt implicați cu reacțiile total inoportune pe care le-au. Ați văzut episodul cu senatorul Șerban Nicolae. Eu înțeleg, a fost provocat, dar nu poți să ai un limbaj suburban în Parlamentul României. Nu cred că l-a trimis nimeni în Parlament să ne spună nouă ce viață personală are o altă colegă de-a lui de Parlament. Mi s-a părut un atac insalubru, o reacție de om fără creier, sincer, deși pare un om inteligent, pare un om care are experiență politică. Pe de altă parte, vorbind de haos și de neînțelegeri în societate, uitați-vă în PSD ce scandaluri sunt interne. Deci, ajungem și acolo. Deci, ca să concluzionăm puțin, dumneavoastră spuneți că anumiți lideri politici au confiscat efectiv manifestările în stradă. Iar în mijlocul protestatarilor, noi întâlnim mulți oameni care habar n-au de ce se află acolo. Bineînțeles. Printre mulți care probabil știu precis de ce protestează, pentru că sunt multe decizii care ne mulțumesc întreprinzătoriată, justiția, oameni din justiție, procurorii, judecători și așa mai departe, care pe lângă petiția înaintată Parlamentului, Guvernul și așa mai departe, ne spun mereu și atrag atenția că aceste modificări pot reprezenta un abuz împotriva celor care aplică legile în România și o metodă de a-i constrânge să fie la cheremul liderilor politici pe anumite prevederi. Nu toate modificările la legile justiției sunt un abuz împotriva unora. Sunt unele care absolut necesare trebuiesc categoric modificate. Dar întrebarea mea la dumneavoastră este, bun,
Acum să nu înțeleg că sunteți de partea guvernului și că e bine Doamne ce se ferește, întâmplă. Niciun caz, din contră. Singurul reproș este că de ce oamenii aia sunt în stradă în mijlocul protestatarilor, liderii politici și de ce confiscă mișcările? Da, pentru că decredibilizează oamenii care chiar au nemulțumiri față de guvern, față de, eu știu, alte instituții. Adică când vezi câțiva ciudați, era domnul acela care a lovit un bătrân. Băiatul ăla nu are, adică nu-și câștigă din nimic existența de ani de zile, e lucru demonstrat, el stă prin piața Victoriei pe acolo de nu știu câte luni, nimeni nu știe de unde mănâncă, unde doarme. Când vezi că un homeless protestează în numele tău, te gândești de 10 ori dacă să te alături și tu acolo sau dacă să mai crezi în aceleași lucruri. De asta spun, este foarte important ca cei care merg la proteste să fie foarte conștienți pentru ce protestează, să încerce să adune lângă ei oameni care au aceeași viziune, care cred în aceleași principii, pentru că dacă ne strângem haotic, cum am mai văzut de altfel, doar că e un trend pe Facebook sau nu știu, am auzit noi... Hashtag rezistă. Exact. Nu facem nimic. Râd de noi parlamentarii sau cei care conduc țara fără să le pese de urletele noastre din stradă. Cum credeți că ar trebui să gestioneze Partidul Social Democrat acest haos? Din ce mi-amintesc eu, Partidul Social Democrat a fost votat cu un scor covârșitor, trebuie să recunoaștem că au bătut pe toată lumea fără drept de apel, pentru foarte multe măsuri socioeconomice. Încât suntem astăzi în 8, nu? Da. Peste 3 zile se face un an de la alegerile parlamentare. Au avut un an de când guvernează țara. Absolut nimic din punct de vedere social sau economic nu s-a îmbunătățit. Din contră, sunt măsuri care au fost adoptate și de care ei n-au îndrăznit să vorbească în campanii electorale. Ei spuneau că fac 3.000 de euro la medici salariile, acum trec contribuțiile în cârca angajatului și o să rămână cu netul mai mic. Plus multe alte lucruri din acestea. Din punctul meu de vedere, coaliția de guvernare ar trebui să se ocupe de probleme stringente ale țării și mai puțin de problemele personale ale liderilor lor. Pentru că mie mi se pare că acum și ALDE și PSD sunt folosite pentru niște interese obscure ale câtorva lideri și atât. Și eu vă spun că sunt oameni din PSD pe care eu îi cunosc, vorbesc de oameni de la nivel central, care au calificări, sunt competenți, sunt oameni care cred în partea asta, în doctrina asta de stânga și cărora le este rușine să se afișeze cu ce se întâmplă acum în PSD. Dar cu toate acestea nu au curajul. Nu au curajul pentru că... Să ia inițiativa într-o direcție, pentru că PSD-ul nu este al lui Liviu Dragnea și ALDE-le nu este, sau mai îndreptat este Tărician, să zic că este... patronul ALDE decât Liviu Dragnea, dar niciodată PSD-ul în 27 de ani de istorie, fie că s-a numit PDSR, PSDR, cum s-a numit el, niciodată n-a avut vreun grup de anarhiști care să, nu știu, să dea o lovitură de palat și să prea partidul. Nu, ei așteaptă toți mereu momentul potrivit și iau gâtul liderului. S-a întâmplat cu Biliescu, s-a întâmplat cu Năstase, cu Gioană, cu Ponta. Așa se va întâmpla și cu Liviu Dragnea. Faptul că nu se face zgomot înainte de acest eveniment, pe mine nu mă șochează pentru că mereu a fost așa. Chiar astăzi, de vreme, vorbeam cu o colegă de-a dumneavoastră și spuneam, Ponta a fost purtătorul de cuvânt al lui Gioană în campanie de la prezidențială. Imediat după ce s-au terminat prezidențialele, i-a luat gâtul. Apoi, Dragnea a fost mâna dreaptă a lui Ponta. Imediat cum a prins ocazia... Păi știu, dar se așteaptă. Că se vânează unul pe celălalt. Să nu credeți că nu se așteaptă. Cine îl vânează acum pe Dragnea, în opinia noastră? Din punctul meu de vedere, pe Dragnea îl vânează tocmai apropiații lui. Asta mi-a dat mie senzația. Adică, dați la început, când au preluat partidul, era un grup acolo. Dragnea, Olguța, Țuțuianu, Bădălău, Tudose. Țuțuianu a ieșit din schemă, imediat i-a retezat. L-au decapitat. Da. Tudose... îl vedem că nu prea e în aceeași barcă. Da. Bădălău are în ultimul timp niște reacții care sunt mai mult sau mai puțin în acord cu partidul. Nu știu, numai de vreme de acum o săptămână deja a anunțat numele următorului ministru al sănătății. Adică sunt gesturi pe care nu pot să le facă oamenii cu o experiență politică decât dacă vor să declanșeze o furtună. A mai rămas Olguța Vasilescu. Olguța Vasilescu. Despre care nu putem spune mare lucru, dar nici nu putem bănui că vrea șefia PSD-ului. Nu vrea șefia PSD-ului, dar Olguța Vasilescu va fi tot timpul cu puterea. Adică dacă știe să joace. Da, e pragmatic. Ea vine din PRM, a fost acolo în siajul lui Corneliu Vadin Tudor, până când el n-a mai reprezentat nimic.
l-a aruncat la coșul de gunoi, a trecut la PSD și a văzut de treabă. Bun, din cei de care vorbeați, care ar, în opinia dumneavoastră, care ar putea să preia PSD? Se discute în ultima perioadă, mai mult ca oricând, despre o debarcare a lui Liviu Dragnea, cu sau fără ajutorul justiției. Eu cred că la congresul de anul viitor va avea loc debarcarea lui Liviu Dragnea. Adică nu văd cum ar putea să-și mai salveze... Pe căi democratice, da. Democratice, bineînțeles, da. Liviu Dragnea este mult prea înghesuit acum de tot felul de probleme, și personale, și probleme cu partidul. Eu nu cred deloc în sondajele acelea mincinoase că PSD-ul e la nivelul la care era acum un an. Exclus așa ceva. Iar când va veni momentul congresului, o să vedeți că va fi 100% înlăturat din fruntea partidului. Da, e interesantă ipoteza dumneavoastră și mulți îl dau câștigător. Este o luptă Tudose Dragnea acum. Cu toții asistăm la această luptă. Așa. Sunt antrenați și miniștri și oameni grei din partid, fie de o tabără, fie de cealaltă. Liviu Dragnea are o imagine în momentul acesta în ochii tuturor. Este asociat mai mult ca Mihai Tudose cu dezastrul din România. Și probabil că cineva, așa, forțe nevăzute de noi, vor mai contribui un vor pic, mai da? Contribui puțin. Ajungem la statul paralel? Este ideea pentru care... Știți care e problema cu statul paralel? Trăiești. Eu cunosc destul de bine statul român, mă rog, lucrez la statul român, dar eu nu cred în ipoteza asta cu statul paralel. Adică dacă există un stat paralel, statul ăla este strict legat de statul politic. Pentru că șefii acelor instituții despre care se spune că conduc România din umbră sunt impuși tot politic. Acum 2 ani sau acum 5 ani sau... Vă dau exemplu șefei DNA. N-am nicio simpatie, nicio antipatie pentru dumneai. A ajuns procuror general la 29 de ani. Ce competențe putea să aibă un procuror la, nu știu, 4-5 ani de când a terminat facultatea, încât să conducă destinele întregii procuraturi? Este un experiment scăpat de sub control? Da, din punctul meu de vedere chiar așa este. Probabil. Își face treaba acum în opinia dumneavoastră? Aveți încredere în justiția din România acum? Dacă absolut fi... deloc. Deloc. Absolut deloc. Și pe mine m-a dat peste cap o declarație dintr-o ședință a DNA-ului în care doamna Codruța Chiove și spunea, se lega de ceilalți colegi, domnule, a trecut o lună și n-am mai adus niciun ministru pe la noi, niciun deputat. Sigur, s-au obișnuit prea mult cu asta. Dă bine în ochii publicului să vezi că vin doar demnitari la DNA. Adică asta e o campanie mai degrabă de PR. Dar corupție este de la cel mai jos nivel până la cel mai înalt. Nu s-a schimbat nimic? Din punctul meu de vedere, nu. Nu văd nicio schimbare. Poate s-au mai micșorat șpăgile sau ceva de genul. Dar în România colcăia corupție și nu se întâmplă absolut nimic. Putem trage și de aici o concluzie că s-au micșorat șpăgile. Poate nu ne mai permitem. E foarte posibil, pentru că nu prea mai are nici cine să dea, că oamenii de afaceri grei din România au fost toți anihilați și au venit cei de peste hotare peste noi, cu un laptop și un jeep și fac toată infrastructura, tot ce se poate în România, da? Iar în instituțiile publice, într-adevăr, a intervenit o panică. O panică. Da. Dar asta nu e un lucru bun. Evident că nu. Nu înțeleg că sunt instituții că în care oamenii angajații refuză să mai semneze, deși, Doamne ferește, nu planează nicio suspiciune asupra documentului pe care l-au în față, ci doar se tem să nu ajungă la DNA. Bun, acum eu am o opinie, eu vă dau exemplu cu abuzul în serviciu. Să știți că dacă suntem realiști, de abuz în serviciu pot fi acuzați 90% din funcționarii statului. Da, dar asta nu înseamnă că au fost condamnați, că mulți au ajuns pe la DNA. Așa este, da. Aceste trei lucruri trebuie reglementate. Că vorbeam de panica asta din instituții. Când tu, funcționar public, vezi că pe un coleg de-al tău, despre care știi că nu se pune problema de integritate la el, a fost dus un pic pe la procuratură, da? Din cauza unei hibe legislative, te gândești de 100 de ori înainte să semnezi o hârtie apoi. De asta a intervenit acest haos în administrație. Nu se mai dau banii la timp, nu se mai fac achiziții cum trebuie, toată lumea e speriată, toată lumea e cu seapul ăla în brațe. Lucrez și eu cu partea asta de achiziții publice. Este îngrozitor. S-a renunțat la sistemul acesta de achiziții directe, da? Tot trebuie să bagi în seap, tot trebuie să ceri oferte. E o tâmpenie, adică pentru sume derizorii să faci bibliorafturi întregi de hârtii, să pierzi atâta timp. Dar, mă rog, nu știu. E... Explicația lor a fost aceea că elimină orice suspiciune.
Bine, să zicem, stă în picioare... Nu stă în picioare. Asta. Nu stă în picioare. Se elimină orice suspiciune. Se pot face... Bineînțeles că se pot face și se fac în continuare. Mânării și pe la orice sistemul licitație. Ăsta și în sistemul ăsta? Bineînțeles, bineînțeles. Nu fac probleme. Adică orice lege care este făcută în România are deja contraargumente. Adică se aplică, poate fi fentată, ca să mă exprim mai puțin elevat. Bun, eu mă gândeam că atunci când v-am întrebat, domnule Bugă, despre modul în care PSD-ul gândește să reacționeze la tot ceea ce se petrece în momentul acesta în România, aduceți în discuție, nu știu ce zic, găselința lor de a-și organiza propriul meeting. Inițial ne-au explicat că e vorba de un meeting împotriva statului paralel, ulterior și-au dat seama de gafa uriașă pe care au făcut-o și au transformat-o într-un l-au transformat într-un meeting de susținere a guvernului. Acum întreb și eu, poate o să zic că ăștia de la PSD, bă, dar asta are ceva cu noi. Acum poți să organizezi meeting de susținere a PSD-ului cu oamenii tăi, că noi știm cum se organizează meetingurile astea. Și nu mai cu oamenii tăi, dar cum poți să susții ceva ce are majoritatea, adică are deja susținere. De ce nu mai e nevoie? Păi tocmai, dacă tu ai toate pârghile... Adică și eu și dumneavoastră și telespectatorii știu că dacă e musai cu plăcere, poate să fie organizat în București, poate fi organizat la Târgu Jiu, oriunde. Doamne, dacă e nevoie să ieșim la meeting, păi mergem la meeting. Și dacă ne dai și acolo lista, învățăm ce trebuie să scandăm și totul este perfect. S-a întâmplat acum de 1 decembrie. Da, asta vreau să zic, dar nu poți să faci așa ceva. Adică nu poți să faci așa ceva. Mi se pare totuși... Ei sunt și un pic... Sunt obișnuiți așa să fie... Nu, sunt și un pic disperați din punctul meu de vedere. Vorbesc de căpetenile alea actuale ale partidului. Într-adevăr, sunt înghesuiți bine de tot și loviturile vin din toate părțile, și din justiție, și din teritoriu, și de la electoratul lor fidel. Deci mie mi se pare incredibil și nu știu, da, știți cum e, nu pot să înțeleg, dar până la urmă cred dacă fac un efort pot. Pe cei care se duceau la DNA și l-așteptau pe Liviu Dragnea să-i transmită susținerea. Păi eu sunt sigură că ea n-au fost acolo nicio secundă din societatea civilă. Solidaritate pentru el. Din... Nu, acolo oamenii au fost aduși de la cineva. La ieșirea de la DNA mi se pare penibil, și cei care vin să-l susțină și pe cei care îl blamează. Da. Adică dacă chiar crezi într-o justiție liberă, asta nu trebuie să fie făcută cu zgomot. De fapt, în accepțiunea mea, un politician nu ar trebui să pronunțe cuvântul justiție. Justiția e înfăptuită de magistrați, nu știu, e o temă falsă în spațiu public care dăunează efectiv și procurorilor și judecătorilor și tuturor. Pe de altă Ca parte... politician trebuie să faci cadrul legislativ și atât. Nu te interesează pe tine de ce judecător a făcut, nu știu ce procuror a făcut, nu știu ce. Pe de altă parte, nu pot să nu întreb, oare teama aceasta magistraților nu cumva... are la bază, poate, știu și eu, sunt speriați că le vor fi îngrădite libertățile. Trebuie să recunoaștem, ei își permit foarte multe acum. Păi nu, ei sunt singurii care nu sunt pedepsiți pentru greșeli. Ei sunt singurii care nu răspund pentru greșelile lor. Așa este că și asta e o ca mare, să nu răspunzi pentru greșelile tale. Sunt atât de multe daune pe care statul român trebuie să le plătească celor care au apelat la CEDO și care au avut câștig de cauză. Nu poți ca să nu iei măsuri. Sigur că da. Așa sigur este. Că da. De ce să te sperii că cineva te trage la răspundere? Fă-ți treaba și n-ai de ce să-ți fie teamă. Așa este. Pe de altă parte, tot spectacolul ăsta cu cătușe pe la televizor a distrus foarte multe persoane care aveau o imagine bună, da? Pe moment, pentru că atunci când au... Da, dați-mi un exemplu. Persoane care au fost compromise din cauza, deși pe nedrept, din cauza abuzurilor justiției. Dar nu știu dacă e de justiție, mai mult e de percepția asta care s-a aruncat intenționat în societate. Adică, domnule, dacă ai intrat la procuratură, automat ești un infractor. Nu infractor, ești când ai decizie definitivă și irevocabilă. Nu știu, n-am nicio simpatie pentru președintele PNR-ului, Ludovic Orban. Dar la fel, a intrat pe ușa de la DNA, brusc, mamă, infractor, nu-l mai lăsăm să mai candideze nici la primărie, nici la parlamentare. Deci, trebuie să imaculăm un pic chestia asta, adică să schimbăm percepția oamenilor. Nu toată lumea care merge la procuratură, pentru că uitați-vă la dosarele grele, majoritatea sunt bazate pe denunțuri. Păi și eu pot să denunț pe oricine, mincinos, pentru că eu nu pățesc nimic pentru denunț mincinos. Nimeni n-a pățit nimic pentru denunț calomnios, da? Iar ăla are imaginea terferită da. Pentru totdeauna. Cred că la asta ar trebui să se lucreze un pic împotriva celor care fac denunțuri și ulteriori se demonstrează a fi denunțuri.
mincinoase. Cei care fac denunțuri sunt răsplătiți. Da. Numai că nu sunt pedepsiți, adică am văzut pedepse de la 10 ani reduse la 2 ani doar pentru că a șoptit ceva. Asta nu mi se pare justiție, sincer. Mi se pare mai mult un fel de șantaj sau ceva de genul. Nu are nicio legătură cu justiția și, repet, faptul că aceste lucruri sunt promovate intens în media nu face decât să întipărească în percepția oamenilor că toți oamenii care trec acolo sunt automat infractori. Nu face bine așa ceva. Ați adus în discuție atmosfera din Parlament când au fost dezbaterile pe modificările la legile justiției. Vorbeați despre Șerban Nicolae și despre deputata de la USR, al cărui nume Cosette Chichirou. Așa, e mai complicat mai un pic. Exotică. Mai exotică, da. Sigur, și atitudinea doamnei a fost absolut una deplasată, însă răspunsul deputatului PSD a fost halucinant. Că dacă tu gândești că la modul ăsta combați un coleg. De asta spun că de la Șerban Nicolae aveam alte așteptări pentru că are o experiență politică. Nu neapărat că este el de o probitate morală extraordinară. Nu, dar având experiență politică, nu poți să faci asemenea gafe. Doamna de la USR, nu am nicio așteptare de la dânsa. Adică eu știu că e practic mai mult un fel de videochat pe acolo prin Parlament. Păi nu, serios. Da. Cu luminițe, cu selfie-uri, cu... Mi se par de școala generală, maxim școala generală. Dar felul în care au provocat pe Șerban Nicolae, pe nu mai știu cu cine s-au mai certat pe acolo, are, cred, un țel. Și se pare că țelul și-l ating de fiecare dată pentru că dau decât un PSD mai... Coleric. Care stă mai prost cu nervii, da? Și tot ei se duc în cap. Nu știu, ar trebui să-și aleagă și PSD-ul mai bine oamenii cu care iese în față. Da, ar trebui, cred că de fiecare dată să-și administreze câte o, da, câte o pastilă, ce? Ca să se liniștească, pentru că da, e metoda celor de la USR de a-i scoate din minți, da, pe reprezentanții puterii și de fiecare dată, chiar mi se pare aiurea, mă, dar de fiecare dată le iese. Gândiți-vă, strig la Șerban Nicolae, a fost consilier prezidențial. A fost parlamentar, nu știu, cred că e la al treilea sau al patrulea mandat. Mereu vehiculat ca ministru prin varii guverne. Și totuși să nu poți te abții la glumițele de adolescent întârziat ale unei doamne, adică să o jignești în ultimul hal. Și chestii personale, absolut oribile, nu știu, insalubru, efectiv, limbajul. Ceea ce mi se pare, pentru cei care n-au văzut, adică nici măcar nu putem să reproducem ce s-a spus în Parlamentul României, deci nu putem reproduce ce s-a spus în Parlamentul României. Deci, suntem incredibili. Ce pretenții să avem noi de la oamenii care ies în stradă, oameni simpli, când Parlamentul României, iată, eu tot timpul am spus că Parlamentul întreține o asemenea atmosferă. Eu tot timpul am spus că Parlamentul și politicienii sunt oglinda societății. Adică să nu ne mirăm vreodată că în Parlament ajunge pleava societății. Practic deschid calea către astfel de violențe. Da, normal. Normal. Atitudinea celor care. Să nu vă mirați dacă peste vreo 2-3 ani o să vedeți prin Parlament ce era prin Ucraina sau prin Rusia, când se băteau pe acolo. Păi și în China am văzut că când sunt discuții așa mai... Se mai tamponează. Nu cred că o să ajungem acolo, adică ar fi prea mult. Nu m-ar mira. Ar fi prea mult să îi vedem luați la bătaie și așa mai departe. Știți, tot timpul trebuie să fie evenimente din astea bombastice ca să ia atenția de la problemele stringente din societate. Adică noi și acum, în loc să vorbim de faptul că roborul a explodat, că euro-ul e la un curs istoric, că nu știu, pe piața muncii nu se mai găsesc efectiv meseriași deloc. Am oameni care lucrează în toate domeniile posibile, privați vorbesc, și nu găsesc, de la ospătar până la sudări. Noi vorbim despre Cosette Chichirou. Asta e marea problemă. Păi dacă asta ne livrează, da, asta păi servim, de asta spun, știți cum e. De asta spun. Pentru asta că ne toată lumea zice, domnilor, stați un pic, nu mai vorbește nimeni de programul de guvernare. Toată lumea vorbește de justiție, toată lumea vorbește de cancanurile din Parlamentul României. Practic, sunt metodele lor de a ne distrage atenția de la lucrurile esențiale din România. Dar hai să facem un exercițiu și să discutăm despre lucrurile esențiale. Păi nu știm ce să spunem. Păi nu există. Nu există. Așa este. Pentru că nu există. Nu se întâmplă. Așa este. Eu m-am săturat să scot ei în evidență. Ei distrag atenția doar ca să nu punem noi întrebări. Pentru că dacă anul ăsta n-ar fi fost nu știu câte scandaluri, ba a căzut guvernul Grindeanu, ba ordonanța 13, da, mă rog, scandaluri întreținute,
probabil o parte a societății ar întreba, bă, bine mă, stai un pic, că ne-ai promis și nouă că ne mai scazi o taxă, că ne mai faci o șosea, că mai faci un spital. S-a dus. Nimic. Scurtă pauză de publicitate, revenim în studio și vorbim și despre situația politică de la nivelul județului Gorj, pentru că suntem adorabili și noi și putem să menținem prima pagina ziarelor din multe zone. Revenim imediat. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că alături de mine este domnul Robert Bugă, fost candidat la alegerile parlamentare. Uite, dacă electoratul, domnule Bugă, v-ar fi ales, dumneavoastră făceați parte acum din guvernul, din Parlamentul României, pardon. Și probabil noi toți credeam despre dumneavoastră că sunteți la fel ca cei care, iată, Șerban Nicolae și care se mai pricep la astfel de circ. Ce nu înțeleg cei de bună credință să facă în acest moment și cum să reacționeze oamenii care nu, cărora nu le putem pune aceeași etichetă? De ce nu reușesc să contrabalanceze cumva imaginea parlamentului? Să știți că pe mine nu m-ar fi deranjat niciodată dacă aș fi fost blamat de, nu știu, o parte a societății, pentru că mi-am asumat asta de când am intrat în politică. Adică eu știu că răbdarea românilor tinde spre zero. Nu, tinde spre zero. Adică noi ne așteptăm din momentul în care l-am ales pe unul, păi mâine să apară aeroport la Iași-Gorj. Oricum, tot timpul... Cum zice, spital municipal. Exact. Dar așa, etaje, dintr-o dată, fără să știm ce înseamnă o procedură de achiziție publică sau, mă rog. Ok. Terminați-vă ideea. De la un parlamentar, eu dacă aș fi fost parlamentar, nu aș fi pus preț pe, bă, nu știu, ce cred, nu știu ce, bă, oameni din nu știu ce comună de aici. M-ar fi interesat să rezolv probleme legislative care sunt în momentul ăsta în Parlament. Să propun proiecte de legi, să dezbat alte proiecte de legi, pentru că ăsta e rolul unui parlamentar. Nu ar trebui să fie nici vedetă la televizor toată. Adică eu am văzut parlamentari care nici nu știu când au timp să meargă în teritoriu, că ei toată ziua sunt în... La televizor. Exact. La televizor, în ziar. Dar haideți să vă mai spun ceva, domnule Bugă. Poate mă puteți contrazice în situația în care aveți o altă opinie. Parlamentarii vor ca oamenii să creadă, atunci când este campanie electorală, că stă la îndemâna lor să facă și spitale, să facă și aeroport, da? Și să facă toate acestea. Este logic că nu este în apanajul lor. Mie mi-a reproșat cineva conform statutului parlamentarului, rolul lor, rolul lui în România este să legifereze. Exact. Nu atrage investitori, nu creează locuri de muncă, nu este responsabil de absolut nicio investiție din România. Cine doar, promite, doar dacă partidul în care face parte ajunge la guvernare. Doar dacă, da. Nici, cum să zic, este, au pedalat toți pe chestia asta, creare locuri de muncă și așa mai departe, tot felul de investiții, de interes local. Iar oamenii au crezut, mă, că ăștia chiar, adică de ei depinde din moment ce ne promit, nu? Adică este vina populației. Asta este vina populației, că nu este bine informată, dar cultura ei poli cumva îndeamnă oamenii să creadă cu totul altceva. Da. Că e foarte greu să duci la țară, nu știu. Pur sânge român este un produs care trebuie să fie vândut. Și e normal să profite de orice afinitate sau de orice slăbiciune a clientului. Lor care le convine este... ca noi să nu fim informați, bine să ne înțelegem. Bineînțeles, dar nu e vina lor. Adică eu pot să mă informez dacă vreau, pot să învăț orice doresc. Dacă stau doar să mă uit pe perești și să cred că le știu pe toate, automat că se vor găsi alții mai deștepți ca mine care să profite. Când am candidat la primărie în iunie 2016, cineva m-a oprit pe stradă și mi-a reproșat, dar pe un ton foarte agresiv, că vorbesc de nu știu ce proiecte aveam pe acolo prin program. Și nu zic nimic de nenorocitul ăla de spital 700, că e dezastru, că e debandat. Deci, domnule, eu pot să vă zic dumneavoastră, dar asta înseamnă să vă mint, că ăla nu e în subordinea primăriei. Este în subordinea Consiliului Județean. Exact. Dacă eu v-aș spune că nu știu ce secții noi deschid la Spitalul Județean, înseamnă că vă mint. Vreți asta? Ok. Sigur că există și unități spitalicești în administrarea autorităților categoric locale, dar categoric nu este cazul celor de la Târgu Jiu. Așa este. Așa este. Asta e problema societății de astăzi, a populației, că nu se informează cum trebuie, că are așteptări mult prea fanteziste și că se hrănește cu iluzii.
Eu de ne multe place ori am... să fim mințiți, ne Da, spuneți. da, da, exact. Eu vă dau exemple concrete din campanie, pentru că am fost șocat de câte ori am spus adevărul și le-am spus oamenilor exact ce se petrece, mai ales celor de o vârstă înaintată. De câte ori l-am vorbit despre deficitul de pensii, de exemplu, săreau imediat cu placa: domne, dar noi am construit fabrici. Bun, unde sunt? Luați-mă de mână și arătați-mi fabricile construite de dumneavoastră. Doamne, nu mai sunt fabrici, automat nu mai sunt locuri de muncă. Automat contribuie mult mai puțin oameni la fondul de pensie care vă plătește dumneavoastră. Dar nu înțeleg treaba asta. Vor să fie mințiți, vor să se hrănească cu iluzii. Nu înțeleg de ce ați vor renunțat deschide la ideea de a face politică? Da, eu am spus că nu mai fac politică de atunci după alegeri. Niciodată, niciodată? Nu pot să spun niciodată, niciodată, că nu sunt genul care să fiu atât de vehement. Dar unde să fac politică? Nu deocamdată, politică? Nu vă găsiți locul în nicio formațiune. Să știți că problema nu e neapărat de formațiune. Dar de ce este problema? Problema e de felul meu de a fi, de personalitatea mea. Adică atunci când o să... Care nu pot să mă schimb, să cal pe cadavre și să mint fără să răsuflu, poate mă fi ușor să... Că lucrul ăsta se manifestă la absolut toți cei care fac politică acum. Indiferent că sunt la putere, indiferent că sunt în opoziție. La majoritate. Profită de absolut... Naivitatea, da, de naivitatea oamenilor și ei câștigă. Eu nu am ținut niciodată să câștig din politică decât pe merit. Foarte mulți oameni mi-au reproșat că sunt mult prea dur. Da, unii mă văd dur, dar eu am fost sincer. Eu apreciez sinceritatea, nu mă gândesc neapărat că am fost prea vehement. Mă gândeam la când am pornit Partidul România Unită, din care am făcut parte, au fost foarte mulți oameni care au vrut să vină spre noi. Vă dau exemplu, Marian Rotaru a vrut să candideze de la PRU la primăria municipiului Târgu Jiu. Domnul Petrescu de la Motru a vrut să candideze la primăria municipiului Motru din partea PRU. Cu acești oameni, PRU ar fi intrat în Consiliul Județean, dar eu nu am vrut să fiu coleg cu acești oameni. De ce oameni? Cu domnul Rotaru nu ați vrut? Pentru că nu mi se pare că avem foarte multe lucruri în comun. Ambii ulterior s-au dus la PSRO. Da, și au băgat acel partid în Consiliul Județean. Consiliile locale cam peste cam tot. Cam peste tot, exact. Eu nu am rezonat cu oameni cumva... de genul acesta. Când am intrat în politică, am spus că vreau să văd în partidul în care fac parte preponderent oameni noi, oameni care să aibă cu totul și cu totul. Dumneavoastră, bun, apreciez faptul că mergeți cu această convingere până la capăt. Este retorica promovată de dumneavoastră în momentul în care ați dorit să candidați. S-a demonstrat că PRU de departe nu a fost partidul în care dumneavoastră ați crescut și categoric cel de la care noi aveam anumite așteptări. Și ca urmare, spuneți, eu deocamdată renunț la politică pentru că nu mă regăsesc în niciun partid politic. Alții, deși au avut aceeași retorică, mai mult nu mă regăsesc retorică, ca politician. Retorică ca și dumneavoastră, s-au găsit repede și au găsit repede loc în altă parte. Adică pentru ei n-a fost o problemă. Ei, așa, și am zis că vreau să fiu naționalist, am zis că vreau să fie bine în România, dar nu s-a putut. Uite, acum sunt în alt partid și aici mi-e bine. Au uitat repede. Profită uitat de memoria colectivă foarte scurtă a da. Oamenilor și dau înainte. Sunt da. Foarte multe exemple. Bun, revenim pe meleaguri gorjenești. Știu că sunteți de câteva ore în Târgu Jiu, dar sunteți un... La curent. Atent, cunoscător a tot ceea ce se petrece în momentul de față în județul Gorj. Informații vin din toate direcțiile. Și cele mai noi îl vizează pe Marcel Romanescu, purtând discuții, pentru că nu le numesc negocieri, că una e una, alta e alta, cu cei de la ALDE. Mai nou îmi spun unii de la ALDE că domnul Romanescu ar fi fost refuzat de PSD și cumva cu orgoliul rănit vrea să treacă întâi pe la ALDE ca o escală spre PSD. Atacă flancurile. Da. Nu vrea deloc la PNL, deși cei de la PNL acum și-au schimbat total discursul, sunt foarte drăgăstoși cu domnul Romanescu. Niciun moment nu văd o amenințare în aceste atitudini ale domnului Romanescu. Întrebat de ce, pentru că totuși să te duci să te întâlnești cu Tăricianu, este o întâlnire la cel mai înalt nivel, da? Tu, primar Marcel Romanescu, te duci singur la Tăricianu, normal ar fi fost să te duci cu președintele tău de partid. Cu Dan Vâlceanu, pentru că nici cu Vâlceanu, cu Orban. Da? Dar hai să zic, te duci cu
șefii tăi să discuți de la egal la egal. Domnule, vreau să negociez o majoritate în Consiliul Local, vreau ca la Târgu Jiu proiectele mele bune să treacă, nu e compromis, nu vă dau, e o chestie în interesul cetățeanului. Dacă ar fi fost așa, după logica mea, întâlnirea asta ar fi fost, cum să zic, intermediat de alte personaje. Ceea ce s-a petrecut. Ce să înțeleg de aici, domnule Bugă? Eu nu cred că a fost vorba de o negociere, pentru că Marcel Romanescu nu are ce să negocieze din partea lui. Adică singura ofertă pe care ar putea o să facă el din postura în care este, e să facă o promisiune că trece la, nu știu, la ALDE sau la PSRO sau la cine are major. Și la PSRO a fost, văd că sunteți foarte la curent, da. Dar partidele astea sunt conduse de oameni cu experiență politică. Nu cred eu că ar putea pune botul, ca să mă exprim așa, la astfel de oferte de nerefuzat. Nu știu, eu cred că mai degrabă Marcel Romanescu a trimis un semnal către PNL prin aceste întâlniri. Asta e punctul meu de vedere. Că ar trebui să-l ajute și pe el un pic. Dacă tot a câștigat atâtea voturi pentru PNL în campania din iunie, ar fi cazul să tragă și ei la aceeași căruță, pentru că până acum PNL-ul nu s-a ridicat la nivelul la care s-a ridicat Romanescu în campanie. De-aia este Marcel Romanescu neputincios acum? Că nu-l ajută PNL-ul? Sigur, nici nu poate să-l ajute, adică PNL-ul are mult prea puțin oameni în Consiliu ca să conteze, dar nici la nivel de discurs public nu-l ajută mare lucru. Consilierii PNL-ului sunt ascunși mai mereu. Consiliul la fel, nu mi se par cei mai vocali. Mai văd pe Paraschiv din când în când că se mai ceartă cu consilierii puterii, ca să zic așa, majoritari. Dar în rest, mie mi se pare pe PNL-ul mai puțin activ în Consiliul Local decât este, nu știu, PMP-ul sau ALDE sau, mă rog. Păi acum cum să-l și ajute pe domnul Romanescu din moment ce chiar domnia sa inițiază proiecte și cu câteva minute înainte de ședința în plen le și le retrage. Că vă întreb și eu. Da, cum să înțeleg punctul de vedere. Cum să-l și ajute în situația asta? Știți care e? Eu m-am gândit așa, din momentul în care a fost ales Romanescu, eu am știut că nu are ce să facă peste noapte. Am mai spus-o și în cadrul altor emisiuni televizate, nu pot să-i reproșez momentan nimic lui Romanescu până pe la anul spre sfârșit. Pentru că, unul la mână, nu are majoritate. Doi la mână, nu lucrează pe bugetul lui acum. Romanescu funcționează ca primar pe un buget aprobat la începutul anului trecut de PSD. Fostul primar, de PSD, de Aurel Popescu. De-abia de la anul, când va avea bugetul conceput de el și aprobat de Consiliu, putem să spunem că Romanescu a făcut sau n-a făcut ceva. Momentan, el trebuie doar să tatoneze, să încerce să facă alianță, să încerce să treacă, nu știu, mai mulți directori din primărie în barca lui, pentru că s-a văzut clar că este sabotat de unii dintre aceștia. Bun, dar de ce nu... stați un pic, în momentul în care vorbiți de sabotaj, oamenii ăia nu trebuie scooptați. Păi să-i schimbi, nu poți. Trebuie... Zice, care câteva pârghii la îndemână? Ce pârghii? De care se poate folosi? Sunt acele comisii de disciplină care sunt formate... Dar dacă ești băgat repetat în comisia de disciplină, și poți judecat ulterior... de aceiași oameni care sunt colegi cu tine de partid? Și asta e adevărat. Ce să și asta e adevărat că e un cerc vicios în care se învârte întreg personalul din cadrul primăriei Târgu Jiu. Dar eu mă gândesc că din moment ce domnul Marcel Romanescu are dibăcia de a negocia și de a discuta cu unul precum Călin Popescu Tăriceanu, oamenii de aici sunt la degetul al mic al domniei sale. Da, nu știu. Nu știu ce a discutat în primul rând cu Călin Popescu Tăriceanu. Până la urmă, Romanescu a fost coleg cu Tăriceanu și în Parlament și mi se pare că el era parlamentar când Tăriceanu era la PNL președinte. Nu? Da. Cred nu că cred. Da. Cred că da. Deci, pârghii normal că a găsit să ajungă la Călin Popescu Tăriceanu. Mai departe, ce-o fi discutat sau ce a rezolvat? Da, vedeți posibilă plecarea domnului Romanescu la ALDE? Văd, se limitează văd doar posibilă, la semnalul transmis PNL-ului? Văd posibilă plecarea lui Romanescu, dar nu acum că n-are păi cum. Păi n-are cum să plece mandatul. Acum, doar dacă enervează foarte mult pe cei de la PNL și nu se va întâmpla încât să-l excludă, altfel nu exact, are cum să plece exact. De dar la PNL. Dar în 2020 văd posibilă plecarea lui Romanescu, dacă PNL-ul nu își revine începând de la nivel național până la cel județean, de ce să nu plece? Până la urmă, el a avut cea mai mare contribuție în victoria lui, a fost contribuția proprie, adică
Ce a arătat el, omul Marcel Romanescu? Partidul a contat mai puțin. Lucrul ăsta a avut curajul să-l recunoască inclusiv membrii ai Partidului Național Liberal. Tocmai. A muncit, îi se datorează exact. În mare proporție succesul de la alegerile parțiale din iunie 2017, însă totuși nu a fost singur și probabil că ar trebui să poarte mai mult respect celor care au muncit pentru el în campania electorală. Categoric. Bine, nu știu în ce măsură este recunoscător anumitor personaje din Partidul Național Liberal. Nu cunosc chiar în amănunt relația cu cei care au format echipa de campania domnului Romanescu, însă dacă este să privesc în mare în relația Marcel Romanescu-PNL, este o problemă, o fisură undeva, adică nu sunt în cele mai bune relații. Și nu de acum. Și nu de acum. Dinainte de alegerile trecute, când, mă rog, a fost domnul Lupulescu impus candidat, nu Romanescu. Bănuiesc că de atunci efectiv s-a rupt lanțul de iubire. Dar, de iubire. Din punctul meu de vedere, doi politicieni cu experiență și care chiar au pretenții de la cariera lor politică, mă refer aici, le dau și numele, Marcel Romanescu și Dan Vâlceanu, ar trebui cât mai curând să-și rezolve problemele directe, se pune la masă, să spună fiecare păsurile și să tragă amândoi în aceeași barcă și în aceeași direcție, pentru că altfel niciunul nu câștigă. Nici Romanescu și nici Dan Vâlcean. Cum vedeți PSD-ul la Gorj în momentul de față? PSD-ul la Gorj îți pare în expectativă, profită de scandalul de la nivel național și văd că încet, încet se aprind scandaluri și pe aici, adică am văzut o reacție a domnului Pasti destul de, nu știu, provocatoare, da? Mai ales la, adică asta am înțeles eu la adresa fostului primar al Târgu Jiului, Florin Cărciumaru. Eu cred că dacă vor continua scandalurile interne din PSD la nivel central, cum a fost firea Tudose sau Pandele Tudose mai nou, mai mult ca sigur și domnul Cărciumaru va fi din ce în ce mai atacat pe aici și se va pregăti ușor, dar sigur, debarcarea din fruntea partidului. Cine-i suflă în ceafă domnului Cărciumaru? Dacă mă întrebați pe mine, cea mai mare legitimitate să conducă acest partid o are președintele Consiliului Județean, din toate punctele de vedere, și calități profesionale, și funcția pe care o ocupă, și calități umane, de ce nu. Dar, dacă mă întrebați de sprijinul din partid, se pare că domnul Weber este cel în cărți. Favorit. Da? Așa se aude. Acum. Asta grație relației pe care domnul Weber o are cu Liviu Dragnea. Nu știu dacă cu Liviu Dragnea neapărat, cu oameni din anturajul lui Liviu Dragnea. Da. Dar dacă n-ar mai fi Liviu Dragnea, situația rămâne aceeași? Dacă n-ar mai fi Liviu Dragnea, n-ar mai prinde nici locul 5 pe care l-a prins pe listele. Asta doare. Părerea mea, nu știu. Să știți că din ce știam eu atunci când s-a făcut lista aceea votată de primari, domnul Weber nu avea o imagine proastă în rândul primarilor. Adică mulți au spus, domnule, și pe mine m-a ajutat, aleargă pentru noi, dar totuși n-a fost susținut. Gândiți-vă că domnul Ciurel, de exemplu, care era apolitic, oarecum, da, a fost director la CEO, n-avea o calitate de politician extraordinară, a obținut mai multe voturi la acel proces, da, decât a obținut domnul Weber. De ce numiți proces? Păi așa mi s-a părut, ca un proces, nu știu, adică... În care capete au fost... Bineînțeles, domnul tăiate. Ciocea este cel mai elocvent exemplu. Bun, rămâne de văzut oricum ce va trebuie să întâmple și la Partidul Social Democrat. Este o atmosferă oarecum tensionată. Au fost făcute declarații în ultima perioadă peste care nu știu cât de ușor vor trece cei atacați, cei care au fost direct vizați de săgețile pline cu venin, otrăvite ale unor membri ai Partidului Social Democrat. Interesant este să urmărim și ceea ce se întâmplă la organizația municipală a Partidului Social Democrat, că nici aici situația nu este deloc pe roze. Nu știu în ce măsură a priceput domnul Aurel Popescu că a fost mesajul transmis de domnul Cârciumaru cu ceva vreme în urmă că e timpul să se retragă la pachet atunci când va veni vremea. Și apoi domnul Adi Tudor și-a anunțat candidatura. Și-a anunțat candidatura. De ce în 2020. Stai, de ce râdești?
Mie, pe mine mă... E simpatică vestea, da, nu? Da, da, pe mine mă bucură foarte mult un om tânăr a plecat spre cultură. Nu simpatică decizia domnului Tudor sau ceva. Nu, e simpatic domnul Tudor sau cum? Nu, e simpatică situația. Situația, adică da, mă bucur spuneam. Că se împung între ei, așa știți că ei mereu, înainte de campanie, dau senzația de unitate, de parcă sunt oamenii lui Leonidas, 300 de spartani. Dar de fapt nu există mâncătorie mai mare ca în PSD niciunde și niciodată n-a existat în vreun partid atâtea interese și atâtea dușmănii între membrii. Cu toate acestea, la vot este o mașinărie. Da, da, asta este calitatea lor principală, pentru că atunci nu știu cum fac să se urnească. Vă dau exemplu meu, primeam informații despre PSD-iști de la PSD-iști, da, ca să-i îngrop pe ea, nu mai știam ce să mai fac cu ele. Și apoi în campanie vedeam pe ulițe de mână, frumos, cu fulare la gât. Deci, asta e o calitate a lor. În campanie, uită de dușmănii, probabil interesul personal este mult mai important decât orgoliul personal. Și cât de repede se dezic de personaj în momentul în care acesta pierde. Bineînțeles. Sunt campioni. Bineînțeles. Da, da, da. Am spus, Năstase, Joana, Iliescu, Ponta, urmează Dragnea. De fapt, asta e o caracteristică a neamului românesc. Știți că noi tot timpul ne-am decapitat liderul. Deci, pe unii la propriu, pe alții la figurat. Exact. Deci ei reprezintă oarecum conștiința neamului românesc. Bun. Ce se întâmplă cu pro-România lui Victor Ponta? Cum o vedeți? Momentan nu e un partid. Adică nu este un partid, dar probabil că nu mai e mult până la înființarea ca partid politic. Sunt câteva contestații în instanță, au avut deja primele termene. Mă gândesc că vor ființa ca partid în perioada următoare. Probabil. Din punctul meu de vedere, scopul partidului acesta sau viitorului partid pro-România nu este să câștige Victor Ponta vreo alegere cu el, ci este o trambulină să se întoarcă înapoi în PSD. Părerea mea. Pe de altă parte, felul în care promovează, de fapt să încep de la membrii, membrii pe care a început să-i coaguleze în partid, sunt ok spre buni. Adică sunt câteva persoane de o calitate profesională foarte bună, mă refer la domnul Sorin Câmpeanu, la domnul Borza, da, oameni care pe domeniul lor de activitate au rezultate certe. Pe de altă parte, la nivel de discurs public, eu cred că greșește foarte mult acest partid, adică merge pe o nișă care e deja ocupată, da? Nu mi iese din cap care sloganul nișa? Bine, ăla. Acum nici nu este foarte greu să mai faci diferența între doctrinele partidului. Mie mi se pare că ei încearcă să atragă oamenii tineri până în 50 de ani, care sunt activi în câmpul muncii, care sunt nemulțumiți. În general, procentul ăla care nu se deplasează la vot și nu se regăsește niciodată. Da? Nu poți să vii cu un slogan diez altfel, da? Ca așa, cu aceiași. Prea merge altfel cu aceia. Schimbați placa, da. Exact. Trebuie să fie un pic sincer dacă vor să aibă chiar succes. Pe de altă parte, Victor Ponta să nu facă vreodată greșeală să creadă că dacă a luat 45% la prezidențiale, ia 45% și pro-România. E o chestie asta, am trăit-o pe pielea proprie când la PRO au venit toate vedetele din politica românească, toți megadeputații. La Prahova au candidat din partea noastră 5 parlamentari în funcție. Și au luat procent mai mic ca mine, care eram un anonim. Adică, deci, s-a demonstrat că forța unui partid este cea care face diferența. Forța PSD-știlor este de fapt partidul. Nu e individual. Da, nu este partid de Călin... lider. S-a demonstrat de fiecare da, dată. Și l-avem exemplu și pe Călin Oia. Dar ce n-a priceput Ponta? Da, sau pe Ciocea. Dar ce n-a priceput Ponta, care, deși e mai tânăr, are experiență politică, sănătoasă? Vreau să vă spun ceva. Din punctul meu de vedere, Victor Ponta n-a fost niciodată PSD-ist. Sincer vă spun și plec de la o declarație a mamei sale care spunea la un moment dat că atunci când s-a înscris fiul ei în PSD l-a întreabă, bine om, Victore, noi am ieșit la mineriade de împotriva ăstora și tot te înscrii la ei în partid și el ar fi zis ceva de genul, domnule, ăștia mi-au întins o mână. Deci eu cred că a fost strict o chestie de oportunitate. Din punct de vedere al ideologiei, al personalității, eu nu l-am văzut niciodată pe Ponta în PSD, de asta l-am și votat. Vă spun sincer că și la parlamentare și la prezidențial... La urmă prezidențial, s-a identificat totuși cu... Da, mie mi-a plăcut. Acest partid. A profitat mai mult de el. Nu știu dacă s-a identificat. Unde este Aldele? Mai avem doar 2 minute. Cum vedeți Aldele? Și la nivelul județului, dar și la nivel central. La Gorj Fierb al apele. La Gorj Fierb, la Gorj... Eu cred că vor fi în continuare foarte multe divergențe, pentru că
Domnul Dian Popescu nu este nici în momentul de față lider ales și e normal să existe discuții pe această temă. Pe de altă parte, nici nu pot să neg faptul că până să preia Dian Popescu ALDE nu exista, adică erau rămășițe ale PC-ului, PLR-ul ăla nu exista absolut deloc. Deci, practic, el a închegat echipa. Că mai departe, oameni din echipa pe care a construit-o el au avut rezultate foarte bune, asta e altă poveste. Dar nu cred că trebuie aruncat la ladă de gunoi Dian Popescu că n-a ieșit deputat sau că mai știu eu ce altceva. Dar sunt oameni, sunt personalități puternice, acum politicieni puternici în ALDE, în Gorj, au doi primari, au foarte mulți consilieri locali, care e posibil să îl trântească pe Dian Popescu mai devreme sau mai târziu. Depinde doar de el. Mai este și senatorul Scarlat Irisa? Bine, la domnul Irisa nu știu dacă o să joace foarte mult în filmul ăsta și oricum aștept ca mâine să fie la alt partid. Ah, e o obișnuință. V-a trădat cumva încrederea domnului Irisa? Nu mi-a trădat-o, dar a schimbat vreo 6 partide într-un an. PSD? PMP? PSD, PMP, ALDE, PSRO? Nu e la PSRO, n-a fost niciodată. Cum să nu? El a preluat prima oară PSRO. Scarlat Irisa? Da. Mă lasă memoria. Da, da, da. Am da. Și eu o vârstă. Prima oară când a anunțat da. Joan crearea... A fost domnul Irisa. Exact. Mulțumesc mult de tot. Cu multă Robert plăcere. Bugă. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Cu drag. Când veniți în Gorj, sunteți bineveniți la TV Sud. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Mulțumesc doamnelor, domnilor. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Vă doresc un weekend minunat.